Candidații care vor susține bacalaureatul pentru a treia oară vor plăti o taxă de 230 de lei pentru susținerea tuturor probelor examenului. În cazul absolvenților de liceu care au picat examenele bacalaureatului de cel puțin două ori, dar care solicită recunoașterea unor probe promovate în sesiunile anterioare, stabilirea sumei de plată pentru examenul de bacalaureat se face diferențiat. Aceasta se stabilește în funcție de numărul probelor pe care le susține candidatul și cheltuielile pe care le implică examinarea. Fiecare candidat la examenul de bacalaureat are dreptul să susțină în două sesiuni acest examen gratuit. A treia oară însă, dacă participă la examenul de bacalaureat, este obligat să plătească o taxă de 230 de lei pentru toate probele din cadrul acelui examen. Noile precizări ale Ministerului Educației vizează și pe absolvenții claselor matematică-informatică, pe cei ai claselor cu studiu intensiv și bilingv al limbilor străine și cei ce au studiat limbile minorităților. În această categorie intră și elevii claselor cu profil pedagogic, specializarea învățător-educator. În aceste cazuri, taxa este percepută doar în cazul în care au susținut în anii anteriori de cel puțin de două ori examenul pentru obținerea atestatului. Costul examinării este stabilit de către fiecare inspectorat județean. Aceeași prevedere este valabilă și pentru susținerea examenului de obținere a atestatului profesional. Fiecare candidat are dreptul să susțină gratuit în două sesiuni. A treia oară, dacă susține, este obligat să plătească o taxă, aceasta fiind stabilită la nivelul fiecărui inspectorat școlar. Examenul de certificare a calificării profesionale poate fi susținut de două ori fără taxă, în oricare dintre sesiunile de examen. Pentru celelalte situații, taxa de examen se stabilește la nivelul fiecărui inspectorat școlar județean, luându-se în calcul toate cheltuielile pentru fiecare candidat. Taxele de examen se stabilesc anual până la data de 1 martie de către Ministerul Educației.